Ok. Sper să nu te se dezlege aici. Bine, dar ține aici dacă se dezlege. Referitor la... Haideți ce mă voleu aici. Magic, culoarea magică. Unde și îi vezi cu culori magice. Hyundai, steaguri. Culoarea asta au... Hyundai. Ok. Toată lumea vrea culoarea aceasta magică. Bun. Nu știu dacă e despre culoare, dar fiecare cu gustul. Ce înseamnă bio? De ce bio? De ce? Amintirile care te iubesc. La nebunie mi-au plăcut cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți înseamnă franțuzești, da? Ori nu. La noi erau cartofii tăiați așa rondele. Și din stuiți cu ceapă și cu prăjiți cumva, așa, știi? Se făcea ca o bucăți întregi, bucăți mai prăjiți, bucăți mai, da? Și ceapă multă și usturoi, un pic de sare și tigaie din aia de cartofi. Și e foarte, ți-ar ieși foarte ieftin, adică asta înseamnă economia, asta înseamnă inflația, știi? Când treci pe bio, stai pe bio tot timpul, bio amintirile care te iubesc, asta înseamnă. Chestii adevărate din copilărie, mâncare adevărată din copilărie. Și atunci ea cumva e și sățioasă, e și, da? Altul, de exemplu, și nu se, la mine dacă e așa ceva, la altul poate e brânza și în lumea lui brânza și asta zi, roșiile ar fi pentru mine mai scump. Brânza, știi? Decât cartofii. Că eu am amintirea asta. La cineva e brânza și roșiile ar fi în lumea lui a ei mai ieftine. Că e amintirea din copilărie că așa se mânca. Eu nu mi-aduc aminte așa. Eu mi-aduc aminte brânza cu mămăligă sau brânza cu cu ceapă, cu ce? Racoslană, cu nu aia. Așa, dimineața ouă. Niște ouă prăjite, bunica făcea, pâine de casă, o bucățică de brânzică și ceai. Ceai de mentă, da. Cam asta e. Adică și la mine ar fi mâncarea asta de dimineață, mi-ar fi ieftină. Și atunci ouăle ar fi foarte ieftine în lume. Știi ce zic? Fiecare la amintirea lui, dar e un proces. Și ajungi să nu te coste nimic. Știi? Mâncarea. Că ziceai că în lumea nu știu care, în țara nu știu care, mâncarea e ieftină și... Pentru că visul tău era că acolo, dar nu știai de ce. Ei, de aia că, știi, tu n-ai descoperit, n-ai lămurit, dar acolo s-a proiectat. Înțelegi cum? Da, ai agățat pe cineva. Tu ai ieșit și în paralel ești când erai în suspendat mod. Și nu mai ești. Și ce simți? Te simți foarte bine. Mai ai nimic, nu-ți trebuie nimic, dar știi, ai amintirile și alea te salvează și îți apar din când în când fețele cunoscute a neamurilor tale. Da, 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 da. Și? Când aveai asul de bănuți răsturnat, da? Acum e la altcineva și altcineva se zbate să înțeleagă niște lucruri. Sper că primește așa ceva, să înțeleagă și prin ce înregistrez eu și sau tu, dacă te uiți și rezonează cu tine și tu faci așa ceva, drum bun. E de bine, da? Și e în oglinzi azi și de fapt e așa. Ai asul de bănuți, chiar de, și când erai în suspendare mod, tu te-ai desuspendat când ai înțeles niște lucruri. Înțeles? Păi cam așa. Dar ce e acolo? Arătați-ne și nouă! Arătați-ne și nouă! Arătați-ne! Da, asul de cupe. Țăcinică! Iată ce frumos! Intervenție divină. Te simți aici excepționale. Extraordinare și excepționale.
De? De? Ai puterea. Și puterea, strength. E cu tine. Chiar dec, drum bun.